Elevii și profesorii școlii gimnaziale numărul 5 din cartierul Severinean Schela Cladovei vor intra în noul an școlar în condiții moderne. La școala din Schela se desfășoară un amplu proiect european pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor de gimnaziu. În 2-3 zile. E perfect, dacă în 2-3 zile. În 2-3 zile. După aia interiorul cred că vă ia puțin. Adică maxim 2 zile. Maxim 2 zile. Acum trebuie să facem că vin băieții unii cu sanitarele și trebuie să facem aici. Iar... Sala, dacă o faceți în 2 zile... Plus-minus 2 zile, în 2 zile o terminăm cu mașina. Facem mult mai mult cu mașina, e normal, organizată, e altceva. Haideți că începe să prindă contur, ceea ce trebuie. E important. Trebuie. Văd că încet prinde contur. Deja acoperișul văd că este pus. Oamenii lucrează și lucrează ca o mică problemă, dar în 2 zile se apucă și interior. La exterior suntem aproape gata. Noi sunteți o parte din din cei care... Firma mamă vine după ce dați dumneavoastră puțin. Imediat după ce se tencurse, o să vină și cu partea finală a ferestrelui. Noi sperăm să fie gata cât mai repede. Copiii vor avea de anul acesta posibilitatea să facă ore suplimentare pentru examenul de evaluare națională, într-o nouă locație. Un container educațional dotat la cele mai înalte standarde le va servi atât lor, cât și profesorilor, ca sală de clasă pentru activitățile extrașcolare și pregătirea pentru examen. Pe lângă taberele școlare și concursuri cu premii în bani pentru elevi, în acest proiect și profesorii sunt instruiți pentru a transforma orele de predare clasice în unele atractive pentru elevi. Avem aici un container educațional de 50 de metri pătrați. Este pe componenta de digitalizare a unui proiect pe fonduri europene PNRAS prin fondurile PNRR. Acest container va servi drept sală de activități extrașcolare și totodată pentru orele remediale de limba și literatura română, ore prin care copiii vor fi ajutați și pregătiți pentru evaluarea națională. El este raportat la apă canalizare, are două băi funcționale pentru elevi. Urmează să ne vină cele două invertere pentru încălzire și răcire. Va avea un mobilier adecvat pentru copii, frumos colorat, l-am prevăzut noi. Și totodată o tablă smart inteligentă va fi poziționată acolo și laptopuri pentru toți copiii. Încercăm să facem o altfel de școală și altfel de ore. În cadrul acestui proiect care se desfășoară pe 3 ani, este vorba despre un proiect pe fonduri europene, noi am prevăzut să lucrăm în prevenirea abandonului școlar, în ceea ce înseamnă elevii de gimnaziu. Știți foarte bine că este o problemă în ceea ce privește abandonul școlar și așa că noi am hotărât să ne mobilizăm pe această zonă și să încercăm să le arătăm copiilor că se poate face și o altfel de școală. Ne-am pregătit și eu și colegii mei intens în acest domeniu, am mers la cursuri de formare și pregătire profesională pentru a putea lucra mai departe cu copiii noștri. Din toamnă și orele de sport se vor desfășura într-o sală nouă, construită de Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin pe fonduri europene. La finalul lucrărilor, sala de sport va fi dotată cu mobilier și echipamente noi. S-au încheiat lucrările și la fațada clădirii și se lucrează în prezent la partea de tencuieli interioare și lucrările de instalații sanitare interioare, instalații electrice și instalații termice. Școala gimnazială numărul 5 avea mare nevoie de acest proiect, de această sală de sport. Gândiți-vă ce înseamnă pentru copii să faci ora de educație fizică și sport în sala de clasă, atunci când vremea nu permite să mergi afară pe terenul de sport. Colegii mei vor veni cu copiii în această sală, pe lângă orele la care ei trebuie să învețe orele de română, matematică și alte materii, au nevoie de ora de educație fizică și sport. Să vină în acest spațiu, să învețe ce înseamnă disciplina prin sport și totodată să-și consume și energia. În momentul de față, partea exterioară este aproape gata, sălii de sport.
se lucrează intens la partea de interior. Sperăm să fie gata măcar la 15 septembrie, să o putem și dota atunci când va veni vremea rea să putem să beneficiem de acest spațiu. Nu am fi putut face acest lucru fără primăria Drobeta Turnul Severin, fără aparatul și fără domnul primar care a fost alături de noi. Este o construcție pornită de la zero, care va fi dotată și amenajată corespunzător. În lipsa investițiilor, elevii din Schela își desfășurau până acum orele de sport în sala de clasă. Cu fonduri din programul operațional regional, primăria Severinului a demarat construcția noii săli de sport. O investiție de aproape 2 milioane și jumătate de lei, bani în care sunt incluse și dotările cu mobilier și echipament sportiv. Mă uit cu bucurie că deja ne-am ridicat, suntem aproape de final cu sala de la Generală 5. Era obligatorie pentru acești copii, făceau orele de sport undeva în interiorul școlii, într-una din clase. Acum, din această toamnă, vor avea o sală modernă, nouă la dispoziție, o investiție de 2 milioane și jumătate de lei, bani europeni. A venit și primăria cu o parte din dotări, mobilier, echipament sportiv. Sperăm ca undeva în 15 octombrie, constructorul spune că mai repede, dar atunci când vremea rea va veni, copiii să poată folosi sala de sport de la Generală 5. Lângă am făcut, ați văzut și noastră, un teren de sport pe care la fel făcut în timpul mandatului meu, tot pentru copii, dar e folosit și de cetățenii din Schela, loc de joacă. Încercăm să venim și să sprijinim fiecare cartier în parte, să ajutăm fiecare școală în parte. La școala gimnazială din Schela învață aproximativ 350 de elevi.